González, pasa lui González, este bună, acolo este autogol! Este autogol! Ce ghinion totuși pentru Hor, și adevărat că dacă mingea trecea ar fi fost o simplă formalitate pentru Tudorie. 1-0 pentru Șepși după autogolul lui Horș în minutul 64. Da, e acțiunea interesantă, e acțiunea lui Ștefănescu. Frustrant, fără îndoială. Iată faza în reluare, Tudorie în spatele lui Horș, îl vede Horș, însă respinge rău. Asta este problema lui și nu părea să fie ceva atât de complicat. Poziția era bună, avea timp să-și oprească mingea.